Ne aflăm la debutul unei manifestări științifice cu subiect medical, comorbidități în psihiatrie, extrem de importantă în rândul manifestărilor științifice medicale din țara noastră. Comorbiditățile în psihiatrie reprezintă un subiect foarte important și în același timp de mare actualitate, pentru că, după cum cred că se știe, între sănătatea mentală și cea fizică există legături strânse, complexe și bidirecționale. Atât sănătatea mentală o influențează pe cea fizică, cât și cea fizică o influențează pe cea mentală. Este bine cunoscut faptul că un pacient care este diagnosticat cu o boală gravă de sănătate mentală are o durată, o speranță de viață mai mică decât a unei persoane fără acest diagnostic. Și acest lucru este cauzat nu doar de dispariția persoanei prin suicid, ci datorită unor factori, a unor evenimente extrem de concrete. Sunt bine cunoscute efectele secundare fizice ale medicației antipsihotice. La aceasta se adaugă grija mai redusă pe care pacientul psihiatric o are asupra propriei persoane în anumite perioade de evoluție a bolii, accesul limitat al acestuia la serviciile de îngrijire de sănătate datorită unor rațiuni socioeconomice și, nu în ultimul rând, uneori datorită stigmatizării pacienților care sunt diagnosticați cu o boală gravă de sănătate mentală. Toate acestea se repercutează asupra sănătății fizice. Sănătatea fizică la rândul său sau problemele de sănătate fizică pot cauza probleme de sănătate mentală. Să ne imaginăm un scenariu în care o persoană primește din senin un diagnostic al unei boli grave, cum este cancerul sau unei boli cronice, care îl va însoți pe toată durata vieții sale, cum este, de exemplu, glaucomul sau diabetul zaharat sau degenerescența maculară legată de vârstă, care poartă în ele un prognostic sumbru. Să ne închipuim ce efecte negative pot avea aceste situații asupra sănătății mentale a unei persoane. Trăim într-o epocă în care avântul tehnologic este evident, fapt care ne-a permis să ne supra-specializăm nouă medicilor în domenii foarte înguste. Aceasta este tendința mondială a medicinei și este un lucru foarte bun. Însă să nu uităm că toate descoperirile noastre diagnostice, toate metodele noastre de tratament trebuie integrate și trebuie privit pacientul în ansamblu ca o persoană cu probleme și nu doar o anumită problemă. Iar acest lucru poate fi realizat doar prin comunicare, prin legături strânse între medici aparținând, venind din specialități diferite, fapt pe care tocmai îl realizează această manifestare științifică intitulată Comorbidități în psihiatrie, care este în acord cu psihiatria modernă. Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj este cel mai mare spital din regiune și cred că este al doilea pe țară ca mărime. Și evident că și în domeniul psihiatriei ni se adresează cazurile cele mai grave, cele mai complicate. Există 3 secții clinice de psihiatrie în cadrul spitalului, dintre care una este dedicată exclusiv toxicomaniilor, care în ultimii ani au schimbat fața psihiatriei. Medicii care se ocupă cu rezolvarea acestor cazuri, având o misiune foarte dificilă, pentru că apar tot felul de substanțe noi, tot felul de combinații noi de substanțe necunoscute uneori, cu care colegii mei au uneori mari probleme în a le face față. Desigur, secțiile noastre de psihiatrie sunt pline cu cazuri deosebit de complicate. Preluăm practic cele mai dificile cazuri, cele mai complicate din regiune, de la spitalele din jur sau adresându-ni se direct. Așa este. Așa cum spuneam,
Da. Problemele de sănătate mentală sunt legate de cele de sănătate fizică. Și deseori o problemă de sănătate fizică poate avea manifestări din sfera sănătății psihiatrice sau invers. De aceea este foarte important să nu trecem pe lângă aceste probleme și să adresăm situația spre rezolvare într-un mod corect și eficient. Retinele sunt exteriorizări ale creierului. Retina este un țesut neurologic, e format dintr-o succesiune de neuroni. Noi spunem că creierul își trimite ca niște antene ochii, din care face parte retina, cea mai delicată structură a ochiului, pentru a prelua informațiile din mediul exterior, ajutându-l pe el, pe creier, să vadă. Practic, noi vedem cu creierul. Fiind niște considerate niște prelungiri ale creierului, desigur că examinând retina, noi oftalmologii putem da indicii foarte importante medicilor neurologi asupra situației creierului, care fiind mai bine protejat, închis acolo în cutia craniană, mai puțin accesibil, mai greu de văzut. Pe când retina se poate vedea ușor. Ochiul este o succesiune de medii transparente care ne permite ușor să vedem retina. Dezvoltările tehnologice din ultima perioadă fac posibilă nu numai vizualizarea cu oftalmoscopul a retinei, care este accesibilă de multă vreme, ci și pătrunderea de o manieră absolut neinvazivă în structura ei histologică. Deci noi avem posibilitatea, cu ajutorul tehnologiei de tomografie în coerență optică și de angiotomografie în coerență optică, să evaluăm structura retinei la nivel de celulă. Prin urmare, și la fel și vascularizația retinei, prin urmare, putem pune în evidență niște modificări incipiente în retină corelate cu boli ale creierului. Și există deja studii, există și teze de doctorat publicate pe acest domeniu, publicații în literatura de specialitate de primă clasă, care ne arată aceste modificări structurale retiniene în boli precum Parkinsonul, în boli precum temutul Alzheimer.